Doi agenți economici au rămas fără licența de activitate, iar alți patru urmează a fi amendați după ce au pus în pericol sănătatea cetățenilor gătind produse alimentare din alimente alterate și în condiții sanitare insalubre. În urma unor controle inopinate, pe lângă condițiile insalubre din localuri, oamenii legii au găsit mai multe alimente cu termenul de valabilitate expirat, fără certificate de proveniență sau veterinar sanitare, iar angajații acestor localuri nu dispuneau de cartele medicale obligatorii. La fel, polițiștii au constatat că administratorii localurilor nu eliberau consumatorilor bonuri fiscale, iar în aparatele de casă și de control s-au depistat sume de bani care depășesc considerabil datele rapoartelor contabile. Unii administratori ai acestor localuri au insultat polițiștii încercând să împiedice desfășurarea controalelor. Administratorii riscă amenzi contravenționale pentru încălcările de ordin fiscal.